Vă salut, dragi urmăritori, dragi abonați. Bine ați revenit la un nou vlog. Dacă tot am prins o zi ceva mai călduroasă, am decis să mut râmele, da? Să le bag la adăpost. S-a răcorit foarte mult noaptea, undeva la 1 grad, 2, da? Deci este destul de frig și nu vreau să se le pierd. Deci am decis să le mut, adică să vă arăt și unde am să le mut. Le voi pune undeva aici, în colț, unde le-am mai avut și anul trecut, iarna trecută, au stat excelent, nu au fost probleme cu ele, au iernat, să zic așa, la căldură. Cam în acest stadiu se află acum, deci ultima dată le-am pus mâncare, cred că acum, să zic, maxim o săptămână, le-am pus ceva mai multă mâncare pentru a nu mai umbla toată ziua la ele. Și uitați-le. Da, sunt destul de vioi. Ia uitați aici câte sunt. Ne-am mai pus și ceva vrejuri de la roșii. Văd că au mâncat ceva. N-am mai așezat cutia pe nimic, am lăsat-o jos pe pământ, da, am mai păstrat puțin pământ, dar după cum vedeți le-am așezat un mic strat de cartoane, după ce le voi pune ceva iarbă, erau excelente niște paie, dar asta este, mă descurc cu ce am. Voi pune acum una din gălețele cu pământ cu râme. Le voi mai aranja acum încă un strat de cartoane. De fapt, înainte de a le pune încă un strat de cartoane, am omis, trebuie să le pun ceva mâncare. Da? Deci le voi pune mâncare acum, să aibă cât mai multă, în câteva straturi. Iar după aceea le voi pune doar deasupra, ele urcă și mănâncă, unde găsesc ele mâncare. Urmează al doilea strat de cartoane. Le așezăm cât de cât compacte. Da, ele preferă foarte, foarte tare cartoanele. Voi mai pune acum și următorul strat de iarbă. Da, niște lucernă uscată, niște... Da? Nu este suficient. Și haideți să punem și următorul strat de râme. Să le aranjez un pic. Vedeți ce conține pământul. Frunze de coceni, coceni uscați, paie, orice, vrejuri de la roșii uscate. Deci orice orice. Cocini uscați, vedeți, orice, deci orice resturi vegetale aveți noastră, roșii, da? Deci orice resturi vegetale le puteți adăuga și sunt un deliciu pentru ele. După cum vedeți am pus și al doilea strat de râme, al doilea strat de mâncare, ne voi pune al doilea strat de cartoane. Urmează și ultimul strat de râme.
Hai să depun acum și ultimul strat de cartoane. Plus încă unul mai mare deasupra, să le acopere pe toate. Vor ține și umezeală cartoanele, deci vor... Eu spun sincer că nu le-am udat absolut niciodată, doar ce ne-am ținut acolo afară și de la ploaie. Le voi acoperi acum și cu un carton mai mare. Le vom mai acoperi și cu o folie. Ca un mic update, mi-au rămas câteva râme, văd, într-o găletușă. Da? Le voi pune, mi-am uitat acum pe loc ideal, le voi pune în această cutiuță. Voi pune puțin pământ, da? Deci le voi număra, le voi face un recensământ, să zic, 2, 3, 4, 5 râme, voi pune 5 râme, hai să zic 7, fiindcă 7 sunt aici, ceva mai mari, mai este una mică, nu voi mai pune, deci sunt 7 râme, le voi pune și ceva pământ. Și vreau să, la primăvară, să zic, nu voi umbla la ele, la primăvară vreau să văd dacă se mulțesc și cu câte se mulțesc, da? Deci țineți minte, 7 râme, da, o să rămână pe filmare, o să țin minte și eu, sau am să notez undeva, 7 râme, le voi pune și ceva pământ și puțină mâncare și vedem dacă se vor înmulți. Să mă uit să nu mai fie și vreo altă râmă, da? De 7 râme, le voi pune pământ. Am găsit și ceva mâncare, o felie de gutuie, perfectă. Le voi pune și o mână de paie. Da, se vede că pământul este destul de rece. Așa cum am mai zis, ele, dacă sunt în mediul lor natural, vor ști că de adânc să intre în pământ, să se protejeze, dar crescând artificial, să zic, nu au unde să se refugieze. Haideți să le pun și câteva paie aici. Nu le voi mai uda, pământul este ud. Au umezeală destulă. Le-am pus și deasupra mâncare, am găsit și capacul ei. Le voi pune capacul și la iarnă, la primăvară, vedem ce va ieși din 7 râme, da? Ca să vă convingeți că nu este fake, nu este nimic de ascuns. Asta este, revin cu această cutie undeva, să zic, la sfârșitul lui decembrie, da? Spre sfârșitul anului voi deschide și vedem ce va fi aici. Două luni de zile, zic că este suficient să se înmulțească și dragii mei prieteni, dragii mei urmăritori, cam asta este tot pentru astăzi. Asta este cu mutatul râmelor. Ia uitați ce bine stau aici. Este mai mult decât perfect pentru ele. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați de un share. Nu uitați să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați cât mai repede atunci când postez un clip nou. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și toate cele bune. La revedere!